malul Mărinei. Da, este vorba de un tursă cu capuscoticul sau afalinul de mâinea populară. Este vorba de un adult mascul. Din păcate, într-o stare de descompunere foarte avansată, ceea ce face cam imposibilă determinarea cauzei mortalității. De la începutul anului până în prezent, noi am înregistrat undeva la 45 de cazuri de delfini înșuați, cu acesta chiar 46-lea, dacă mă înșel. Preponderent, multe exemplare din specia aceasta, precum ați văzut astăzi, și-au înșuat, undeva la peste 30 de exemplare. Este o specie care este mai mult costieră, ceea ce ne face să ne punem destul de multe de semne de întrebare, ținând cont că rata de eșuare a acestui specie anul acesta este foarte mare în comparație cu anii trecuți. Dintre exemplarele eșuate din specia aceasta, undeva la peste 20% prezentau deja urme de plasă pe suprafața corpului. Ce este mai trist este că în perioada de prohibiție, când ar trebui să se întâmple aceste cazuri, ele, toate acestea, ele eșuează și au acele urme de plase, ceea ce indică că există un fenomen de braconaj în apele Mărinei, ale Mărinei.